Peste 500 de persoane s-au imunizat deja la Spitalul Militar din Constanța. Șeful statului a apreciat felul în care a fost organizat centrul. Sunt foarte plăcut impresionat, este organizat impecabil, cu toate că este în condiții de container. Președintele Klaus Iohannis a declarat că România stă extraordinar de bine în ceea ce privește campania de vaccinare anti-COVID-19, arătând că joi se va depăși numărul de 100.000 de persoane imunizate într-o zi. Din această săptămână, din sfârșitul acestei săptămâni, toate centrele de vaccinare din toate localitățile, din toată țara, sunt deschise pentru vaccinare, fără preaviz, fără anunț prealabil, fără înscriere pe platformă. Pandemia nu a dispărut. Virusul este în societate. E foarte clar că până când avem un număr mare de români vaccinați, trebuie să respectăm în continuare restricțiile. Dar reiau apelul meu. Haideți să ne vaccinăm ca să revenim la normalitatea noastră pe care ne-o dorim atât de mult. Cei care vor să se vaccineze se pot prezenta la aceste centre la orice oră, fără o programare prealabilă. Nu, am venit fără programare. Cum vi se pare ideea asta, maraton de vaccinare? Foarte practică. La îndemână oricui, zic eu. Și fiind 24 de ore din 24, ne putem adapta tot. E o idee foarte bună. Poate scăpăm în viitor apropiat foarte repede de pandemie, să putem călători, să putem să ne vedem de viața de dinainte. Să revenim la normalitate cât mai repede posibil. Centrele de vaccinare ale spitalelor militare din Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara sunt deschise începând de marți pentru toată lumea care dorește să se imunizeze anti-COVID.